Se pare că primul eveniment din FIFA Mobile 21 este aici și anume UEFA Champions League faza grupelor. Așa că rămâneți până la finalul acestui clip pentru a înțelege tot ce trebuie să faceți voi la UEFA Champions League și care este cea mai bună strategie. Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Florentin YouTube iar în clipul de astăzi o să vă explic evenimentul UEFA Champions League tocmai a apărut în FIFA Mobile. Acest eveniment ține 14 zile, exact cum ne-au obișnuit cei de la eSports și în sezoanele precedente și este un eveniment destul de ușor de înțeles, dar totuși o să vi le explic și eu pe scurt, maxim 10 minute, să sperăm că mă și încadrez în acest interval de timp ca să vă explic toate detaliile despre UEFA Champions League, tot ce trebuie voi să știți. Deci, evenimentul ține 14 zile, ăsta ar fi punctul Principal, punctul de pornire. OK. Avem uh, energie specială, specifică acestui eveniment și anume energia grup grup energy. OK. Această energie se face în felul următor. Cu toții am primit 8, 18 energii când a apărut uh, evenimentul. Mai facem uh, câte 24 de energie în fiecare zi pentru că se încarcă câte o energie pe oră. Totalul este de maxim 18 energie, așa că aveți grijă să nu lăsați acolo energia full, pentru a se putea încărca în fiecare oră câte o energie. Mai putem să ne uităm și la niște reclame, pentru a face câte 3 energii, uitându-ne la câte o reclamă. Maximul este de 3 reclame pe zi, deci 9 energii, astfel ajungem la 33 pe zi. Și putem lua și niște pecuri cu bănuți, pentru 5.000 de bănuți. Wow, în sfârșit am ajuns și noi la sume de astea mai micuțe. Pentru 5.000 de bănuți ne dau câte 12 energie. Aceste pecuri sunt foarte importante pentru premii cât mai bune. Premii pe care o să vi le comunic și vouă în acest videoclip. Ce premii putem face noi la UCL. Chiar în niște premii foarte jumechere, după părerea mea. Deci, rămâneți până la final pentru că sigur merită. După cum vedeți, avem aici în partea dreaptă două skill game-uri pe care le jucăm cu energia noastră grup. Haideți să vă spun acum câte energii vom face noi pe tot parcursul acestui eveniment. Din calcule oficiale vom face 600 de energii dacă luăm toate pecurile cu bănuți. Din aceste 600 de energii eu voi scădea 14 înmulțit cu 3, deoarece vom putea juca în fiecare zi după ce completăm 3 skill game-uri, adică 3 de-astea unul din astea două, să-l completăm de trei ori, sau să completăm unul din ele de două ori și altul odată. Deci trei skill game nu contează pe care îl completăm. Dacă le completăm în fiecare zi, putem juca după aceea acest match care ne costă 3 energii și există 14 zile în acest eveniment, deci 14 astfel de meciuri. Astfel din cele 600 de energii totale eu voi scădea 14 mulți cu 3, adică 42 și vom rămâne cu 558 de energii. Deci acum că ați aflat numărul total de energii dacă luați toate pecurile cu bănuți, haideți să vă explic ce faceți cu acele energii. Deci după cum vedeți, avem două skill game-uri aici, unul easy și unul normal. Cel easy, vă dați seama și voi că este foarte ușor și cel normal este puțin mai dificil, dar nici ăsta nu e foarte greu. După ce completăm un astfel de skill game, ni se dau niște stele, foarte interesantă chestia asta cu stelele, cred că e în premieră pe FIFA Mobile n-a mai fost în niciun sezon până acum, în funcție de câte puncte facem noi la skill game-ul respectiv, ni se dau stelele astea. La primul skill game nu cred că aveți emoții să faceți 3 stele, dar la al doilea uite că eu cam am emoții. E un skill game așa, puțin mai dificil, exact cum îi spune și numele normal, mai ales pentru niște jucători de 80-81 pe care am eu în echipă, e destul de dificil. Am făcut doar o stea. De ce sunt importante aceste stele? Vă spun în următoarele momente, deoarece dacă noi în fiecare zi facem două stele, primim 15 puncte grup. Haideți să le colectez și eu de aici, sper să se și încarce așa mai repede. Uite, văd că fundalul este asemănător cu cel din sezonul trecut, background-ul. Ok, și dacă facem 6 stele, adică 3 stele atât la skill game-ul easy, cât și la skill ul normal, primim 30 de puncte grup. Bun. Și dacă câștigăm 10 bonus meciuri, primim niște token de ăștia. Ok, cred că... A, meciurile se referă la astea cu Bayern, cred. Putem să jucăm de mai multe ori meciul? Băi, e interesant dacă îl putem juca de mai multe ori. Eu am făcut calculul jucându-l o singură dată pe zi. Ok. Probabil, îl putem juca de mai multe ori, dar poate nu mai ne dă puncte de astea. Grup. Vedeți că aici este un mare bug la skill game-uri și ne arată că ne dau niște puncte player token. Nu, vă dau 5 puncte tot grup. Deci tot 5 puncte de grupă, nu 5 token-uri de astea. Da? Deci, în total, eu am calculat și vom obține doar din acest match, dacă îl jucăm câte o singură dată pe zi, timp de 14 zile, vom obține astfel 210 puncte. Dacă vom consuma cele 558 de energii rămase la skill game-urile respective, vom obține 930 de puncte. Mergem mai departe la aceste misiuni zilnice, de aici vom obține 630 de puncte. Și acum haideți să vizităm cel de-al doilea capitol al acestui eveniment, după care o să vă dau și totalul de puncte pe care le facem. De aici, după cum vedeți, vom mai câștiga încă 100 de puncte, deoarece dacă vom juca 16 meciuri, de -asta din partea dreaptă, imediat vorbesc și despre ele, dacă vom juca și le vom câștiga pe toate cele 16 meciuri, care se restează în fiecare săptămână. Vedem acolo că asta expiră peste 7 zile, dar putem juca și peste 7 zile pentru că eveniment, evenimentul ăsta ține 14 zile. Astfel avem 50 cu 50, 100 și totalul de puncte grup ajunge la 1870. Bun. Ce vom face noi cu punctele astea grup? Vă explic puțin mai încolo. Dar revenind la meciurile din partea dreaptă de la acesta al doilea capitol al evenimentului, asta se joacă cu energie normală, energia noastră, deci cu stamina. Aici facem resurse, facem bănuți, facem skill boost facem XP, facem puncte de-astea mirobolante, player token, cred că aici nu este bug și chiar pe asta le facem. Și sunt foarte easy meciurile astea, deci nu o să aveți probleme cu un 80 rating la echipă, nu cred că aveți probleme să le faceți. Haideți să mergem mai departe la următorul capitol, băieți. Capitolul unde ne cheltuim noi punctele, grup. Ok. Deci vă spuneam că facem 1870 de puncte. Și după cum vedeți, acest jucător minunat de 90, îl primim. Iacon. Băi, icon. Băi, Iacon, Bă, ești mecher că n-am fost atent. Ok. Pe ăsta ce că îl primim dacă... Dacă facem 1500 de puncte, îl primim pe ăsta. Aolo. <laughs> Bă, pe facem. pe facem. Stați puțin, băieți, că avem Icon aici. Eu cred că îl facem, Iconul ăsta. Deoarece, din calculele mele... Îmi dă 1870 de puncte de-astea grup și pentru a lua ne trebuie doar 1500, 1300, 1500 de puncte. Interesant, dar văd că mai apare ceva 0 din 2000 acolo. O, ciudat, foarte ciudat. Dar vedem, noi văd că ne pune să cheltuim 2000 de puncte grup. A, ne pune să cheltuim 2000 de puncte grup și după și el în sine ne mai costă încă 1500 de puncte. A, nu este, hai că în garantat atunci. Ok, acum am înțeles. Deci nu este nu garantat, băieți. Pentru că noi facem 1870 de puncte, pe care le cheltuim în partea dreaptă. Și trebuie să cheltuim 2000 de puncte pentru a face icon ăsta, dar și ăsta ne costă 1500 de puncte. Deci 3500 ar trebui să facem și noi facem 1870. Ne ar trebui gems. Și 250 cu 2500 de gems, nu știu de unde facem noi gems așa rapid. Deci nu e free-to-play. Ok. Dacă vom cheltui 2000 de puncte grup, ne dau 300 de token de ăștia. Bun și ea. Ăștia mai ne dau și la logarea zilnică, 50 de token, cred că pe zi. Ok. Hai să mergem pe linia asta principală. Să vedem ce resurse avem pe aici. Avem token de amirobolanțe, avem XP, avem skill și bănuți. Vă că și niște token de rank, ok. Dacă voi o să doriți să mergeți doar pe linia principală, adică nu o să vă intereseze jucătorii, dar mă de acest lucru, dacă veți merge doar pe linia principală până la final, o să cheltuiți 1700 de puncte din cele 1870. Deci v-ați încadra perfect să le cheltuiți. Și astfel veți lua niște bănuți de la final, 300 de mii, dar nu prea merită, zic eu. Eu a zice să luați jucătorul băieți, deoarece vom face un jucător de 89. Da, ați auzit bine. La acest eveniment, care durează 14 zile, primul eveniment al noului sezon, se poate face un jucător de 89. Doar un jucător, pentru că dacă vrei să faci 2, îți trebuie vreo 5.000 de gemsuri și nu prea ai de unde face atâtea gemsuri. Deci cu 1700 de puncte, tot cu 1700 de puncte, facem un jucător de 89. Deci când ajungem la acest noduleț, mergem în sus frumos și luăm unul din jucătorii ăștia de 89. Da? Deci avem jucători de 89 la acest eveniment, ceea ce este foarte bine. Haideți să mergem și la ultimul capitol, unde ne cheltuim token despre care n-am vorbit deloc până acum. Aici e un fel de roata norocului, cred că primim unul din jucătorii ăștia dacă apăsăm pe purchea ăsta. Da, cred că vom primi unul din jucătorii ăștia, nu sunt și resurse, ar fi nașpa să fie și resurse. Da, deci, pentru 100 de puncte, luăm unul din jucătorii ăștia și mâine am, ca, am cam avea 100 de puncte. Dar putem să le facem și astăzi, cred. Dacă jucăm la capitolul al doilea, ăla cu meciurile, cu unde ne cheltuim doar stamina, cred că de acolo facem niște puncte pentru a deschide un astfel de pec. Da? Deci eu vă urez baftă la acest eveniment, un eveniment destul de interesant pentru startul acestui sezon. Și vestea cea mare ar fi că mâine pe data de 5 noiembrie se deblochează și marketul de la ora 19. Deci asta ar fi o veste foarte mare, deci pregătiți-vă băieți că va, vor pica serverele. Începe, încercați să folosiți VPN dacă doriți să puneți jucătorii în primele minute când se deblochează marketul. Trebuie să aveți level 10 sau să îl faceți pe Odegaard de la evenimentul Academy pentru a debloca marketul. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi explicativ despre UEFA Champions League. Cred că nu m-am încadrat în cele 10 minute, chiar l-am depășit, dar asta este vorba lungă, sărcia omului, da. Până la următorul clip, toate cele bune. La revedere.